Scandalul dintre cei doi vecini are loc în localitatea Albenii. Unul vrea apă curată, altul vrea ca toaleta să nu-i fie mutată. Păgubitul spune că nu mai poate folosi apa din fântână și, în plus, mirosul de la toaleta vecinului este insuportabil. Se ia măsuri, domnule, se ia probe din fântână, folosesc apa potabilă, beau, consum, eu, soția, tatăl și copiii mei. Nu se ia nicio măsură, nu vine nimeni nimic. Dacă nu sunt în măsură să ia măsuri, domnule, să-mi dea scris, domnule, nu suntem capabili sau nu suntem în măsură de a lua măsuri. Să merg mai departe. Da, și în momentul de față, cum se simte mirosul. Pentru a-și ascunde toaleta de ochii vecinului, proprietarul a făcut o improvizație. A spus că haznaua domnului este betonată. De când nu are, de ani de zile de când o are și o folosește, n-a fost vitanjată niciodată, pentru că suntem vecini și ne vedem. Mai ales acum că a stupat-o cu pământ, a pus peste, pământ peste beton și o folosește. Unde se duce apa de la mașina de spălat? Folosește baia, folosește tot. Nu se duc, domnule. WC-ul, unde se duc? În cele din urmă, o echipă DSP a ajuns la casa omului și a luat probe de apă. Celui reclamat i s-a impus să renunțe la toaleta care îi dă bătăi de cap vecinului. Practic, fosa septică pe care respectivul domn o reclamă este la distanță de sursa de apă, la aproximativ 13 metri. Într-adevăr, se află mai aproape de casă, dar din ceea ce a constatat la fața locului, cel care reclamă a făcut această casă mai târziu, deci după ce a fost amplasată fosa septică. Colegii mei au recoltat probe de apă din sursa de apă de la proprietar și au dat termene pentru ca domnul reclamat să își mute totuși fosa septică din acea locație, să renunțe și să facă o altă sursă, altă fosă, dar până atunci să o vidanjeze, pentru că în momentul în care mai plouă sau sunt anumite precipitații mai multe în această perioadă, să nu împurifice apa din sol. Dumnealui ar temen de 45 de zile să rezolve această problemă și să sperăm că va înțelege și se vor rezolva totuși problemele pe care amabile pentru a nu da și sancțiuni. La ora actuală, vecinul acuzat încă nu a luat nicio măsură, cele 40 de zile oferite ca și răgaz de autorități nefiind expirate.